s-ar putea să ne gândim la o etapizare a reducerii TVA-ului. Important este să fim prudenți, important este să nu punem în pericol ceea ce am realizat în anii care au trecut, fiindcă aici a fost un sacrificiu comun și sacrificiu cetățenilor nu trebuie aruncat la coș, fiindcă nu ar fi corect, nu ar fi normal. De aceea eu cred că se poate gândi la o etapizare în ceea ce privește reducerea TVA-ului de la 24 la 22, de la 21 și să vedem dacă bugetul rezistă, dacă veniturile nu scad, dacă se poate fiscaliza o anumită parte a economiei care nu este fiscalizată prin reducerea TVA-ului. Dacă putem într-adevăr să accesăm și suntem în stare să accesăm fondurile europene pentru investiții, fiindcă aici avem o problemă, noi nu folosim aceste fonduri europene pentru investiții, atunci putem să trecem la etapa a doua a reducerii TVA-ului. Vom analiza în aceste zile și noi în Consiliul nostru economic și până în 17 august vom avea un punct de vedere, dar oricum vom ține cont de toate datele existente la această dată. Poate mai multe date decât în iunie. Da, dar ați văzut cu siguranță că reprezentanții PSD au spus deja pe diverse voci că nu există motive în clipa de față pentru ca acest cod fiscal să fie modificat. Trebuie să vină ori ministrul de finanțe, ori premierul și trebuie să ne arate cu cifre exacte, cu venituri, cu cheltuieli și cu proiecția pentru următorii 2 ani, cel puțin, că nu există niciun risc. Eu nu pot să spun în acest moment că există sau nu există, dar sunt voci de la guvernatorul Băncii Naționale până la alți oameni luciți care spun că ar exista totuși un risc destul de mare dacă noi reducem brusc TVA-ul cu 5 puncte procentuale, să nu avem veniturile necesare să crească deficitul bugetar și așa mai departe, fiindcă din punct de vedere macroeconomic încă nu stăm extrem de bine și depindem de foarte multe alte evenimente globale care sigur nu pot fi influențate de noi. Dacă PSD-ul spune că e așa, sigur că are majoritate în Parlament și face ce dorește în acest moment, sau mă rog, guvernul, PSD-ul și cei care se află în coaliție cu PSD-ul. Dar eu cred că argumentele și mai ales cifrele pot fi destul de puternice dacă într-adevăr există un astfel de risc pentru buget și pentru economia românească.